ajuns la Bruxelles înainte de dezbaterea în care se va discuta despre MCV, despre felul în care a evoluat reforma justiției în România, dar și despre legile justiției. Va avea loc o dezbatere explozivă despre România în această seară, așadar la Strasbourg. Situația din țara noastră va fi discutată în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne. La dezbatere va fi prezent și prim vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Niciun oficial român important nu a fost invitat la această dezbatere. În sală sunt doar românii membri ai acestei comisii, printre care, evident, Monica Macovei și Traian Ungureanu. Sabina Iosub are mai multe informații. Bună ziua, Sabina! Bună ziua, bun găsit, vă spun din Strasbourg, aici unde am ajuns cu toți în urmă cu puțin timp. Este extrem de important ce se întâmplă în această după-amiază în Comisia de Libertăți, Afaceri Interne și Justiție la adresa României. Vorbim despre o dezbatere la care este prezent prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Practic, ca procedură, în cadrul ședinței de astăzi, Frans Timmermans va prezenta din partea Comisiei un punct de vedere, să spunem așa, urmând ca apoi cei care fac parte din Comisia de Libertăți să își spună opiniile. Aș vrea să vedem și componența Comisiei. Te ascultăm, Sabina. Aș vrea să vedem componența Comisiei pe ecran. Este vorba și despre 6 români, așa cum vedeți și pe ecran. 3 sunt membri plini, 3 sunt membri substituți, adică ei au... Să știți că nu e foarte mare diferența ca putere de a lua cuvântul, să spunem, în comisie. Diferența se face doar pe anumite voturi, dar pot vorbi practic toți cei care sunt în această comisie în funcție de timpii ce vor fi alocați. Important este de văzut ce se va întâmpla, de exemplu, cu europarlamentarul Cătălin Ivan, care începând de astăzi nu mai este membru al grupului SND și el fiind membru substitut în acea comisie, în mod automat ar trebui să nu mai facă parte din Comisia Libe. Este așadar un lucru de urmărit. Pe de altă parte, mai trebuie văzut și felul în care va fi prezentată România în cadrul acestei comisii, căci este punctul de vedere al prim-vicepreședintelui Frans Timmermans, spuneam, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene. E, dacă vei, o direcție, Ana, spre ceea ce se va întâmpla miercuri în plenul Parlamentului European, acolo unde premierul Viorica Dăncilă va fi prezentă pentru a putea răspunde în doar 5 minute la tot ceea ce înseamnă problemele expuse la nivel european. Mulțumim foarte mult, a fost Sabina.